Tail. Minunatul copac Tail. Aici sunt un pâlc de tei frumoși, falnici. Dar privind teiul din punct de vedere medicamentos, se folosesc de la el florile și frunzele. Florile s-au trecut, dau niște flori frumos mirositoare și în capăt ies niște bubițe. Conține numai substanțe chimice, mucilagii, flavonoide de zahăr, acetilcolina. Compresele cu infuzie de flori de tei în amestec cu flori de albăstrele sunt recomandate în cazul cearcănelor. Teiul conține mucilagii care prin hidroliză dau acid poliuronic, hexoză, metilpentoză, acid galacturonic, ulei volatin, flavonoide de gum, tanin, zahăr, colină și acetilcolină. Utilizare internă, acțiune sudorifică, antitermică, emolientă, expectorantă și sedativă. Minunatul tei. Crește falnic. Câte proprietăți are? Datorită uleiului volatil cu acțiune neurosedativă și antiseptică, florile de tei sunt utilizate ca sedative în insomnii, stări anxioase și iritabilitate. Ne calmează, ne aduce în echilibru cu natura. Ceaiul de flori contribuie la vindecarea răcelii, gripei, stimulând transpirația abundentă, făcând să scadă temperatura crescând a corpului. Florile de tei au o acțiune liniștitoare și ajută la eliminarea secrețiilor bronhice. Extern, calmant general, sub formă de băi și descongestiv. Ceaiul de flori, la care se adaugă bicarbonat de sodiu, este utilizat sub formă de gargară în inflamațiile ale amigdalelor. Este indicat pentru combaterea cearcănilor, ținându-se pe ochi timp de 16-25 de minute. Infuzii fierbinte. Se folosește pentru a provoca sudorația. Element foarte important în tratarea răcelilor de tot felul, precum și a unor boli care apar pe fondul intoxicării organismului. Tratamente interne. Anxietate, iritabilitate nervoasă, isterie, insomnie, menopauză, durere de cap, migrenă, ajuvant în hipertensiune arterială, ajuvant în febră, răceli, bronșită cronică și ajuvant în retenția de lichide. Teiul are o gamă largă de proprietăți. Să-l folosim cât mai mult, să-l identificăm în natură și să-i întrebuințăm proprietățile farmaceutice pe care le deține. Crește falnic. Deci aici e scoarța de tei. Deci frunza de tei. Scoarța de tei.